Bună ziua, haideți să vă arăt un ritual pentru a atrage o persoană pe care o doriți, pentru a se întoarce cineva, pentru dragoste, da? Vă trebuie un borcanel cu un capac. Poate să fie altfel. Eu l-am așa mic ca să nu folosesc mult alcool. Vă trebuie pe o hârtiuță, vă scrieți dorința, scrieți cum îl cheamă sau cum o cheamă pe persoană, să vină la mine, să mă caute, să fie nebuniță, să... ce vreți, să simtă atracție. Ce vreți, da? Și împachetați această hârtie și o băgați aici în... puteți să faceți când este lună în creștere. Acum este lună în creștere. Puneți puțină miere. Puțină miere. O lumânare să aveți albă aprinsă. Puțină miere. Asta nu știu cum este mierea asta. Asta este așa cam alta. Puneți miere. Dacă una nu este bună, punem alta. Pentru, e, cu această miere îndulcesc această persoană, spuneți. Cade pe lângă, nu are nimic. Nu are nimic. Așa, deci. Să aibă miere în el. Puneți puțină scorțișoară. Scorțișoară. În pudră. Puțină. Uite așa, cât un vârf de... Vedeți? Cât un vârf ca să-mi încapă mie aici, da? Important este intenția și dorința dumneavoastră și credința care o aveți, da? Puneți alcool. Spuneți că aceste ingrediente eu te fac și te fac să vii la mine, tu mă iubești, tu. Alcool de 96 de grade. Cel mai important este rudă, să aveți rudă. A mea deja a făcut floricică, vedeți? Dacă are floricică, și mai bine. Este foarte bună ruda. Mai târziu o să fac o baie cu ruda. Este foarte bună. Puneți aici rudă. Prin puterea rudei, mi se va îndeplini dorința care eu o am. Da? Prin puterea acestei plante. Această plantă este... Puteți citi despre rudă. Este miraculoasă în magie. Câteva crenguțe, puteți spune. Căutați pe internet rudă și cumpărați, comandați, unde se vând plante. Că este foarte bună să o aveți în casă, pentru spirite rele, pentru dorințe, pentru bani, pentru prosperitate, pentru magie, pentru dragoste, pentru orice este bună ruda. Am eu un video despre rudă, despre plante. Așa. Și mai punem alcool imediat. Și ăsta, 9 nopți dumneavoastră, 9 seri la rând, aprindeți lumânare și spuneți că prin puterea acestei rude, mie mi se împlinește dorința care o am, da? Așa. Și este bine să închideți. Deci vedeți cum a rămas. Dumneavoastră puteți să aveți un borcan mai mare. Eu am pus așa ca să îmi fie mai ușor să vă arăt, da. Dar dumneavoastră puteți folosi ce aveți, un borcan așa mai mare, da. Puteți să puneți mai mult alcool, mai multe. Dar pentru ca să vă arăt, este bine, este suficient. Așa. Cam asta am vrut să vă arăt. 9 nopți. Deci după 9 nopți puteți să păstrați încă o perioadă până vi se împlinește dorința. Și apoi, gata. Puteți să aruncați frumos acest borcanel. Undeva în natură, îl lăsați undeva în natură. Cam asta a fost. Dacă îl aveți mai mare și așa, puteți să-l puneți la gunoi.
Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.